a fost recent văzut jucând fotbal în clipul lui Bogdan IBM când era sclavul lui Bogdan timp de 24 de ore și m-am gândit cum ar fi dacă Andrei Șelaru, zis Shelly, s-ar fi apucat de fotbal în loc de vlogging. Oare ar fi ajuns la cel mai înalt nivel în lumea fotbalului? Ei bine, asta vom afla astăzi, pentru că l-am creat pe Shelly aici în FC24 și l-am pus, bineînțeles, la Universitatea Craiova. Am apucat și eu să mă întâlnesc cu Shelly, să facem o poză și l-am întrebat care e echipa sa favorită și el a zis Craiova, deci clar aici trebuia să începem cariera. Shelly are 19 ani, 59 overall și are un potențial foarte mare, însă problema mare este că la Craiova sunt foarte mulți atacanți care îi iau fața lui Shelly și pentru că el și-a luat acest rol de dictator, să spunem așa, în lumea influencerilor, o să facem o carieră un pic mai diferită și anume Shelly are dreptul să dea afară jucători de la Craiova și de la fiecare echipă la care se va transfera, astfel pentru a fi el tot timpul titular și o să-i dăm afară pe Marcovici, pe Ivan și pe cine mai era acolo. Așadar, Shelly este singurul atacant de la Universitatea Craiova și practic este singurul care poate să joace titular în această echipă și astfel îi vom simula primul său sezon, să vedem cât va crește, câte goluri va marca. Dacă ție îți place acest tip de clip, nu uita să apeși pe butonul de like, pentru că dacă se strâng peste 500 de like-uri la clipul ăsta, o să-i simulăm și o să-l facem fotbalist și pe Bogdan IBM în episodul următor, așa că apasă pe like și nu uita să te și abonezi. Așadar, băieți, terminăm primul sezon al lui Shelly la Universitatea Craiova și haideți să vedem pe ce loc au terminat craiovenii. E bine, pe locul 1 în play-out. FCSB este campioană. Da, slabă poziționare. În Cupa României Farul câștigă, interesant, și am fost în Superliga Playoffs, dar nici măcar pe asta nu l-am câștigat, adică nici măcar în conference nu va fi Craiova. Și haideți să vedem câte goluri a avut Shelly. 15 goluri, golghetă la Universitatea Craiova. Și vă întrebați oare de ce îl cheamă Selo? Ei bine, din păcate, jocul are o mare problemă și nu te lasă să simulezi carierele jucătorilor pe care crezi tu de la zero. Practic, ar trebui să iau un jucător pe care îl cheamă Selo, să-i scrii numele în Andrei, în fine, foarte complicat, dar până la urmă nu o să fie serie, să fie Selo. Deci Shelly, Shelo, în fine, e ok, Shelly, el e, are și fața lui până la urmă. Da, deci 15 goluri și a crescut foarte mult și a ieșit 6 overall de la 59, o grămadă, plus 7 în total. N-a dat odată afară de la Craiova, de aia nu apare tot, în fine. Haideți să mergem spre sezonul numărul 2. Vom rămâne la Craiova pentru că nu are sens să plecăm deocamdată și să vedem, poate în al doilea sezon al lui Shelly ajunge și Craiova în play-off, pentru că aparent în acest sezon am fost varză. Așa, băieți, terminăm și sezonul al doilea lui Shelly și probabil ultimul la Craiova și haideți să vedem dacă Shelaru a reușit poate să câștige campionatul. Ei bine, nu, dar măcar a intrat în play-off, FCSB campioană din nou, n-ai ce să le faci, n-ai ce să le faci, frate. Cupa națională e tot la FCSB, altceva nu avem la ce să ne uităm. Haideți să vedem, l-am văzut acolo pe Shelly. Shelly, 13 goluri, 2 asisturi, 72 overall, 21 de ani și este momentul să plecăm de la Craiova, din nou golgheter. Golgheter în ambele sezoane, a cărat după el echipa, dar din păcate n-a reușit să câștige vreun trofeu. Așa că haideți să vedem dacă Shelly va primi vreo ofertă de la o echipă mare din Europa. Și vine prima ofertă pentru Shelly. Uite că aici apare numere bine. Asta îmi convine. 10 milioane de euro de la Southampton, care nu știu sigur dacă mai sunt în prima ligă din Anglia sau nu, dar chiar și așa ar fi un super transfer. Și haideți să vedem. Mergem la Premier League. Și Southampton nu este, înseamnă că este în a doua ligă. Băi, sincer, aș accepta. Este echipa la care a mai fost un român, Florin Gardoș. Parcă și Pantilimon, nu sunt sigur, dar ar fi tare. Și mai ales are traitul de dictator, adică dacă sunt fotbaliști mai buni decât el la Southampton, Shelly poate să-i dea afară. Așa că o să acceptăm oferta celor de la Southampton și Shelly pleacă în Anglia. Așadar, primul transfer din cariera lui Andrei Șelaru Shelly este acela de a merge la Southampton, unde, băi, îl avem pe un Watchu. What the fuck, de ce are Shelly 86-9? O să-i schimb overall-ul, nu știu ce s-a întâmplat, de are 86 overall. Shelly avea 72, 72 o să aibă. Și mai e și un Watchu ăsta.
Stai, se schimbam overall lui Shelly, că nu înțeleg ce s-a întâmplat. Shelly 72, îmi place că acum apare Shelly, dar înainte nu apărea. Nu mai știu, frate. Am stricat de tot jocul ăsta. E și eu în match-ul ăsta. Nu știu dacă să jucăm cu doi atacanți. Mai e și Savio aici. Îmi place foarte mult echipa celor de la Southampton. Alcaraz, Ward-Prowse, Lavia, Caleta, Carie și el. Băi, e o echipă foarte, foarte bună care, sincer, are șansă să revină în Premier League. Problema e portarul. Dar, uite, nu o să jucăm cu doi atacanți. Dictatorul Shelly o să-și facă talentul și o să-l dea afară pe Ion Uaciu. 31 de ani, n-are ce să mai facă. Shelly va fi titularul nostru și o să-i dăm un... dăm un poucher să-ți crească aici finishing-ul și toate nebuniile astea, așa că simulăm sezonul numărul 3 din cărea lui Shelly și suntem la Southampton. Haideți să vedem dacă ajunge golgeter și la această echipă. Așa, băieți, a terminat de simulare sezonul lui Shelly la Southampton în Anglia și este momentul să vedem dacă am făcut o alegere bună să venim aici. Și am fost pe locul 4 în campionat și am trecut de... astea nu, am pierdut. Deci n-am prins promovarea. Și haideți să vedem totuși cum s-a surcat a nostru Shelica. 18 goluri, 77 overall în continuare, apare minus 9, dar a crescut de la 72 plus 5 la 77, ceea ce este foarte în regulă. E bine că a fost goalgetter. Și am văzut eu că a primit o ofertă de transfer sau ceva în genul. Poate mi s-a părut. Cred că mi s-a părut, în fine. Da, Shelly... n-am ce să te mai țin aici, sincer, pentru că încă un sezon în Liga a doua din Anglia nu i-ar prii pentru cariera asta, așa că o să plecăm și de la Southampton să vedem ce echipă oferă pentru Andrei Șelar. Așadar, primele două oferte de le primește Shelly sunt de la Celtic și Feyenoord. Băi, Feyenoord îmi place, echipă bună din Olanda, Celtic nu prea știu ce să zic. Haideți că să mai aștept, să nu mai aștept. Băi, sincer, mă așa la Feyenoord. Mă așa la Feyenoord este o ofertă bună, Olanda, frumos, campionat puternic în care se dezvoltă jucători tineri, cum este Shelly. Și haideți să vedem dacă am făcut o alegere bună. Și cred că Shelly nu s-a înțeles cu cei de la Feyenoord, pentru că primim o ofertă de la Galata și de la PSV. Ambele oferte sunt interesante. Dar din nou, aș merge pe Olanda, aș merge pe PSV, n-aș merge la Galata. Dar din păcate, Shelly nu se înțelege nici cu Feyenoord și vine acum Almeira din Spania. Cred că e Liga a doua din Spania. Nu mă interesează. Și avem ofertă de la Benfica, pe care o să o accept. E o ofertă foarte bună, Benfica, echipă din Portugalia, de valoare, și mergem la ei. Și semnează așadar Shelly cu Benfica. Vedem acolo primit numărul 17, dacă am văzut eu bine. Andrei Șelaru ajunge astfel în Portugalia, la o echipă, la una dintre cele mai bune echipe, unde chiar este titular sau e Schroger ăsta? Cred că el e, Shelly a trebuit să fie, mai e și Musa ăsta, dar cred că să ia fața Shelly. De fapt, hai să jucăm cu doi atacanți și să fim cei mai fericiți, nu? Ia să vedem. Shelly cu Musa, mai e și Di Maria în continuare la echipă. Kokciu, Schler după ăla, cred că mai bine 4-4-2 flat, pac-pac. Vine aici David Nerez, Schler după ăla, niciodată nu pot să-i pronunț numele. Schurz, ia uite băi ce echipă are, ești nebun. Fundat stânga n-are, dar în rest echipa arată bine și portar ca slăbus, dar... hai să vedem pe Shelly dacă o să fie goalgetter și la Benfica. Deja are 92 la pace, statistici senzaționale. Și haideți să vedem cât mai crește. Ce development plan să-i dăm? Mergem pe... are și finishing. Aș putea să-i dau poacher. Mergem pe poacher, să crească penaltiuri și toate alea. Simulăm sezonul numărul 4 al lui Shelly. Așa, băieți, am terminat de simulat sezonul lui Shelly la SLE Benfica. Haideți să vedem dacă Benfica Lisabona a fost o casă mai bună decât Southampton. Și vedem că da, primul trofeu în sfârșit cucerește și Shelly un trofeu în cariera sa. Titlul în Portugalia.
Cupa merge la Vizela, interesant, sau Vizela, nu știu cum se pronunță, iar Europa League-ul în care a fost Benfica merge la Fiorentina, trecut pe primul loc din grupă, apoi am bătut-o pe Celtic și în sferturi ne-a bătut Athletic Bilbao. Din păcate ne-am oprit acolo, dar oricum un sezon bun din punct de vedere al campionatului și Shelly a marcat doar 11 goluri și a crescut doar plus 2 în acest sezon. Un sezon mult mai slab față de celelalte de până acum, dar totuși 11 goluri sunt 11 goluri. Vedem că nu a jucat atât de mult, a jucat Schroeder ăsta, cred că în locul lui, sau chiar Tengdat. E posibil să se fie accidentat Shelly și de aia să nu fie jucat atât de mult și asta mă cam enervează. Și sincer, nici nu știu dacă o să rămânem la Benfica, pentru că nouă portar, dar vedem dacă primim o ofertă mai bună, o acceptăm. 80 overall pentru Shelly la 23 de ani nu este deloc rău, dar se poate și mai bine. Haideți să vedem sezonul numărul 5 ce ne așteaptă. Și al nostru Andrei Șelaru deja primește oferte costisitoare, 75 de milioane de la Nottingham Forest și 72 de milioane de la Crystal Palace. Însă nu știu sigur dacă aceste două echipe sunt în Premier League sau nu, pentru că dacă sunt în Liga a doua nici nu mă interesează. Dacă au foarte mulți bani, haideți să vedem. Deci Nottingham este în prima ligă și Crystal Palace presupun că este și a ta. Două oferte din Premier League pentru Shelly, dar nu ne întoarcem deocamdată în Anglia, mai așteptăm, poate primim oferte chiar mai bune de atât. Și ofertă foarte interesantă de la rivala lui Benfica, Sport din Lisabona, care oferă 40 de milioane plus un jucător, dar nu. Shelly nu e un trădător. Shelly a rămas cu Five Gang-ul lui până la capăt. Și astea dau oferte mâncați și Liverpool și Lazio. Și Liverpool îi se potrivește de minune lui Shelly și o ținem tot pe roșu. Plecăm de la Benfica, echipă cu echipament roșu, la Liverpool, echipă cu echipament roșu. Așa că haideți să vedem ce ne așteaptă la Liverpool. Și așadar ajunge Shelly la Liverpool. Haideți să vedem în primul 11 dacă are loc. E bine, e Gapco aici. Și Shelly e singurul atacant pur sânge. Uite, dacă schimbăm formația în Power 3-3 clasic, Power 3-3, unde e? Uite, flat așa frumos. Shelly e singurul atacant, în afară de Gapco. Gapco poate juca în bandă, de ce nu? Diaz aici în stânga, Guimareș, Milinkovic, McAllister e bombă, mijlocul, Tomori, Rudiger, bombă și defensiva. Llorente, hai să zicem că merge, Davies foarte bun, Alisson excelent, deci echipă bună. Portarul sper să ne care și Shelly trebuie să dea multe goluri, cam așa se joace Liverpool. Și haideți să-i mai dăm un development plan lui Shelly, chiar dacă a avut un sezon nu foarte bun la Benfica, în continuare a trebuit să mai crească. Și o să-i dăm, mamă, deci ce shooting are și nu înțeleg cum are doar 80. Deci uitați-vă voi ce statistici. Da, habar n-am ce să-i dau, efectiv. Chiar nu știu ce să-i mai cresc. Uite, să mergem pe target player, să meargă, să crească physicalul și alea, că în rest e senzațional, Shelly. Efectiv, senzațional. Așadar, ajungem la finalul sfârșitului. Așadar, ajungem la finalul sezonului numărul 5, parcă, din cariera lui Shelly. Suntem la Liverpool, în Anglia, unde terminăm pe un onorabil loc 5, la diferență nu atât de mare de Manchester City, care câștigă campionatul. A fost foarte, foarte competitiv acest sezon de Champions, de Premier League. Emirates, CPK, FK, a luat-o Manchester United, Carabao, Aston Villa, Supercupa Europei a luat-o Inter, iar în Champions League finala este între PSV și Paris Saint-Germain. Noi am ieșit pe locul 2 în grupa noastră de Champions. Apoi am bătut-o pe Fiorentina, în sferturi am trecut de Aston Villa, și în semifinale ne-a bătut PSV, nu pot să cred, puteam să jucăm finala de Champions League cu Shelly, dar n-a fost să fie în acest sezon. Haideți să vedem totuși cât de bine s-a jucat Shellyca. 20 de goluri la egalitate de goluri cu Gapco, plus 4 overall, ceea ce este bine, creștem. Și da, hai să vedem, nu știu dacă să rămânem la Liverpool, dar orice e posibil, n-aș exclude o rămânere aici la Liverpool, dar poate să vină transferul spre o altă echipă mai bună din Europa. Și vine o ofertă foarte bună de la Chelsea pentru Shelly și Chelsea are un lot unicel, m-am uitat un pic peste el, și anume îl are portat pe Mamarș Davili, 86 overall, care o să mai crească un pic sau cel puțin o să scadă. Îl are pe Danso, Diomande, Frank Garcia,
Gardner, Pau Torres, Adli, Enzo Fernandez de 89, Fagioli 87. Da, un mijloc foarte, foarte bun și în atac e Chukwueze, Cucuduz, Nkunku și Mihailo Mudryk. Ideea e că nu știu dacă o să mai vină vreo altă ofertă mai bună pentru Shelly. Dar totuși n-aș rămâne Premier League, dar Chelsea este prea bună ca să-i zic nu, așa că o să-i zic da. O să acceptăm oferta lui Chelsea, vedem, poate mai vine vreo ofertă și poate chiar nu o să accepte oferta lui Chelsea Shelly. Rămâne de văzut. Așadar plecăm de la un gigant englez și semnăm cu un alt gigant englez, Chelsea. Haideți să vedem, de fapt, toată echipa asta am văzut-o. Ideea e că nu știu cum o să jucăm cu ea. E clar că vreau să joace cei mai buni jucători posibili și cred că asta se va întâmpla într-un 4-3-3 flat cu Fagioli, Gallagher și Fernandez, atacant Shelly. Fofana asta n-are nicio șansă. Ideea e că cred că o să joace Nkunku în stânga sau în dreapta, Chukwueze aici sau Fudus, oricare dintre ei. Fran Garcia în stânga, în dreapta l-aș băga pe Arthur. Torres cu Diomande sau Gardner, oricare dintre ei, și Mamaș David în poartă. O echipă foarte bună, o echipă, zic eu, un pic mai bună decât Liverpool, cel puțin părerea mea. Și trebuie să-l mai facem pe Shelly să mai crească cumva, pentru că aș vrea deja să fie un om care să conteze în bătălia pentru Balonul de Aur și cred că cu target player am face cea mai bună alegere. Așa că Shelly, îți simulăm sezonul numărul 6 la Chelsea Londra. Am ajuns la finalul sezonului numărul 6 al lui Andrei Shelaruzzi Shelly. Haideți să vedem. Băi, n-am luat campionatul, Liverpool s-a dus prost. 71 de puncte, la fel ca și anul trecut cu Liverpool. Din păcate, City este din nou campioana. Carabao Cup, n-am câștigat nici Emirates. În Champions am fost oare, mamă, locul 3. Asta înseamnă că am ajuns în Europa League, unde am trecut în runda preliminară, am bătut pe Rennes în runda 16 și ne-a bătut Sevilla, eventuala câștigătoare. Din păcate n-a fost un parcurs atât de bun în acest sezon pentru al nostru Shelly, dar uitați și voi, 24 de goluri, 2 asisturi, 87 overall la 25 de ani. În continuare un jucător cu mare potențial și pentru care cariera sa e de-abia acum la început, să zicem. Adică mai avem, putem spune că nu îi se termină cariera deocamdată. Și să vedem dacă primim vreo ofertă de la o altă echipă mare din Europa, poate chiar un Real Madrid sau un Paris Saint-Germain. Și primele două oferte pentru Shelly sunt de la Bilbao și Arsenal. E clar, nu mai vreau să mai rămân în Premier League, așa că nu mă interesează decât la Manchester City mai duce. Și vedem că singura echipă care mai vrea pe Shelly este Liverpool, bine, singura echipă mare, sau Aston Villa, dar nu știu, s-a mai întărit oare Liverpool? Dacă au mai făcut transferuri, nu a zice neapărat nu unii revenit, dar mă interesează foarte mult. S-au mai întărit sau... Și nu vine ofertă de la Real, vine în deadline day, în ultima zi, de la Atletico Madrid. Și sincer, sunt foarte tentat să accept această ofertă pentru că 100% nu o să mai vină alta. Și Atletico, hai să vedem cum arată Atletico. E bine, n-au portar. Aolo, n-au deloc portar. What the fuck? Ce s-a întâmplat cu Atletico Madrid? N-au deloc portar. Nu mai accept. Cum, Doamne, iartă-mă să accept. N-au portar, frate. Bine că m-am uitat. Așadar, a trebuit să rămânem la Chelsea și suntem în sezonul numărul 7. Iar al nostru Shelly a câștigat Premier League-ul foarte, foarte, foarte bine. 85 de puncte. Mă bucur, chiar mă bucur. Nu mă așteptam la asta. Emirates nu a câștigat, chiar abia au luat City, iar în Champions League, Parisul e în finală cu Inter, FCSB a fost în grupă cu noi, am terminat pe primul loc, am bătut-o pe RB Salzburg, am bătut-o chiar pe Real Madrid și în semifinale ne-a bătut Paris Saint-Germain, deci mult mai bună Paris, mult mai bună Chelsea decât mă așteptam și probabil, da, îi se datorează totul lui Shelly, 35 de goluri și 3 asisturi, 90 overall. Foarte, foarte bine a crescut Shelly și da, mă bucur că a mai câștigat un trofeu. Are nevoie, pentru că până acum la capitolul ăsta cariera lui a fost destul de seacă, deși el a avut evoluții foarte bune,
din păcate nu a câștigat multe trofee. Mai simulăm un sezon și vedem. Cel mai probabil vom fi și nominalizat la Balon de Aur. Nu cred că putem să-l câștigăm, dar haideți să vedem ce se va întâmpla. Și Andrei Shelly este nominalizat la Balon de Aur 2030, singurul jucător de la Chelsea. Avem doi jucători de la PSG, Kylian Mbappé și încă unul, Abde la Wahab. Și mai e și Vini Junior. Nu cred că are mari șanse Shelly să câștige Balon de Aur, dar măcar să vedem ce se va întâmpla. Da, și Balon de Aur este Kylian Mbappé, scrie acolo în dreapta, pentru că nici măcar nu a ratat animația. Da, Shelly nu este Balon de Aur, dar cine știe, dacă va câștiga Champions League-ul, oare poate va deveni cel mai bun jucător din lume. Rămâne de văzut. Și în acest moment, puteți și voi să vedeți, 7 iunie 2031, finala Champions League, în care Shelly va da piept cu Kylian Mbappé, cu Paris Saint-Germain, Chelsea versus Paris Saint-Germain. Și este bine, pentru că Shelly nu este accidentat. Noi nu știu să-l bag pe Mudric, nu, o să rămână în Kunku, cu Dus aici, Fernandez, Gallagher, Diomande, cu Gardner ăsta, mamă, 89, cât a crescut băiatul ăla. Emoții mari. Shelly poate câștiga Champions League-ul în 3, 2, 1 și bineînțeles că o face și marchează minutul 44. Shelly este câștigătorul UEFA Champions League și cel mai probabil va lua și Balonul de Aur 2031 și Chelsea a ieșit pe primul loc din grupa ei de Champions. În runda 16 a putut-o pe Juventus 4-3 la general. În sferturi a mis-o pe Hetafe, care bravo lor au ajuns aici. În semifinale a trecut de Villarreal și în finală a învins-o pe Paris Saint-Germain. Pe Paris Saint-Germainul lui Kylian Mbappé. Dar campionatul ia Arsenal. Pai, era prea frumos. Community Shield, Arsenal, Emirates, Chelsea și mai e Carabao. Poate o mini triplă? Ia să vedem. Da, mă frate, 3 trofee în al treilea său sezon la Chelsea. Și Shelly, câte goluri a dat? 41 de goluri, Balon de Aur. Mergem direct la Balon de Aur, că 100% l-a dat, 100%. Și bineînțeles, cum vă ziceam, Andrei Șelaru este nominalizat la Balon de Aur. Shelly este în luptă cu Mbappé, Vinicius și Rodrigo. Astfel, haideți să vedem dacă underdog-ul, după părerea mea, poate să pună mâna pe acest trofeu. Și urmează ceremonia de premiere a Balonului de Aur 2031 și se scoate lista magică. Shelly în prim plan, este clar. Andrei Shelly, Treador Shelly, este câștigătorul Balonului de Aur 2031. Ăsta a fost clipul nostru, băieți. L-am făcut pe Shelly nu doar fotbalist, l-am făcut cel mai bun fotbalist din lume. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe like. Nu uitați, la 500 de like-uri îl facem și pe Bogdan IBM, fotbalist în FC24. Așa că bombardați butonul de like și apăsați pe abonare, subscribe, cum mai vreți voi. Până data viitoare, am fost Leo, v-am pupat. Ciao, ciao.